această săptămână, adolescenta a ajuns la spitalul de copii din Galați, acuzând dureri foarte mari la ochi. Medicii care au preluat-o pe fată au stabilit ulterior că aceasta suferă de o boală tropicală extrem de rară și nu are un nodul de natură canceroasă, cum se credea inițial. Bizara afecțiune a fost contactată într-o localitate galățeană. Acest parazit a fost trimis la București, la Institutul Cantacuzino, și s-a identificat ca fiind Odirofilaria, posibil repens. Această boală este o boală tropicală, care apare rar la noi în țară. Contextul social care permite vizite în alte țări și mai ales clima care s-a schimbat foarte mult, probabil că a determinat creșterea numărului de dirofilarioze la noi în țară. Acest caz, într-adevăr, este un caz rar, este în curs de investigare la noi la spital. În zilele următoare, copilul va fi trimis la clinica de parazitologie de la Spitalul Colentina din Capitală pentru a fi atent supravegheat, astfel încât să nu intervină complicații. Există și determinări în organism care pot să dea inflamații la nivelul inimii, la nivel pulmonar și care să creeze probleme deosebite pentru pacientul respectiv. Este foarte bine că a fost identificat. Dacă adolescenta nu ar fi ajuns la timp la spital, aceasta și-ar fi putut pierde un ochi. La om, cel mai des viermi ajung în globul ocular, unde sunt vizibili și pot fi extrași cu ajutorul unei pensete speciale. În cazul în care parazitul nu este descoperit la timp, viermii pot migra în organism și se localizează în apropierea glandelor. Acesta este al doilea astfel de caz înregistrat în România în ultimii 2 ani.